Dacă ar fi să ordonăm zilele săptămânii după popularitate, ziua de luni ar ocupa primul loc de la coadă, cruda și insensibilă zi de luni care ne răpește confortul libertății și ne trimite direct în mijlocul responsabilităților profesionale. Experiența multor persoane active pe piața muncii demonstrează că, pentru angajați, starea de bine explodează vineri după amiază și descrește duminică noaptea, atingând un prag extrem de scăzut luni dimineața. Luni, de ce se întâmplă lucrul acesta? Richard Ryan, profesor de cercetare la Universitatea din Rochester, afirmă că efectul weekendului se datorează în mare parte lipsei de autonomie de la locul de muncă, realitate ce contrastează puternic cu libertatea avută la finele săptămânii, când ne dozăm după bunul plac prioritățile, timpul și energia. Alte studii dedicate succesului în carieră arată că, dincolo de autonomie, satisfacția profesională depinde și de răspunsul dat următoarelor întrebări. Suntem competenți în activitățile desfășurate? Avem putere de decizie? Ne înțelegem bine cu membrii colectivului din care facem parte? Potrivit psihologilor, angajații cu da pe linie obțin performanțe mai bune la locul de muncă și sunt mai fericiți, mai devotați companiei în care lucrează și mai puțin predispuși să ajungă la epuizare. La polul opus, cei ce răspund cu nu înregistrează o tranziție dificilă către săptămâna de lucru, având nevoie de adoptarea unor schimbări punctuale pentru a îmbunătăți situația lor. Iar luni în majoritatea cazurilor, neliniștea instalată în așteptarea zilei de luni reprezintă o formă de anxietate anticipativă, care ne afectează fizic și psihic. Statisticile spun că 76% dintre americani devin anxioși duminică seara din cauza hormonilor de stres declanșați pe fondul neplăcerilor legate de muncă. Șefi toxici, cerințe vagi sau exagerate, cărora trebuie să le răspundă rapid atmosferă de lucru apăsătoare. Un chestionar publicat în noiembrie 2020 a relevat că 81% dintre respondenți experimentează stări de anxietate în așteptarea zilei de luni, majoritatea indicând stresul profesional drept motiv al negativității. 63% afirmă că dorm cel mai prost duminică noaptea. 62% mărturisesc că ziua de luni reprezintă cea mai înspăimântătoare zi din săptămână, în timp ce 43% prezintă tulburări severe de somn, 37% stări depresive, iar 30% irritabilitate crescută. Pe lângă insomnie, anxietate sau nervozitate, stresul din ziua premergătoare reluării activității cauzează și manifestări precum migrene, coșmaruri, sau dificultăți de respirație, ceea ce situează problema într-o zonă deloc neglijabilă. Pentru combaterea stărilor negative, persoanele chestionate au folosit diferite mecanisme de adaptare, printre care exercițiile fizice, 29%, vizionarea programelor TV sau agrenarea în diverse forme de divertisment. 15%. Petrecerea timpului cu prietenii și familia, 12%. Implicarea în activități din afara locuinței, 9%. Rezolvarea unor sarcini gospodărești sau administrative, 9%. Lectură, 6%. Jocuri video, 6%, tratament medicamentos, 5%, meditație, 5%, marihuana, 4%. Același sondaj arată că persoanele care au încercat să-și tempereze temerile consumând alcool în zilele de vineri și sâmbătă au ajuns să fie mai stresate cu privire la job decât cele care și-au gestionat diferit fricile. Pași mici, dar siguri. Aparent impenetrabilă, aura negativă a începutului de săptămână poate fi spulberată chiar dacă nu avem jobul ideal. Suficientă odihnă la activ sau planuri mărețe de viitor. Pentru a trece de la timpul personal la timpul de lucru fără a ne simți copleșiți, demoralizați sau lipsiți de speranță, psihoterapeutul Jonathan Alpert propune o serie de recomandări după cum urmează: Fă un pas în spate și privește imaginea de ansamblu: temerile se bazează pe fapte reale sau pe riscuri închipuite? Separă faptele de ficțiune. Concentrează-te pe ceea ce se află sub control, nu pe ce este dincolo de el. Pregătește-te din timp pentru ziua de luni, preferabil încă de vineri. Ordonează spațiul de lucru, conturează o listă de sarcini, nu amâna fără motiv proiecte sau lucrări importante. Profită de weekend și relaxează-te cât poți de mult. Acest lucru presupune un program bine gândit, care să nu Tergiverseze cele mai neplăcute sau dificile sarcini casnice până duminică după amiaza. Planifica activitățile în acord cu propria stare emoțională. Dacă ai tendința de a fi depresiv duminica, petrece timp cu prietenii și familia. Dacă ai tendința de a fi nervos, dedică-te activităților care te relaxează: lectură, filme, plimbări, hobby-uri. Încearcă să te trezești la o oră apropiată de ora de trezire din cursul săptămânii, pentru a nu tulbura programul de somn. Nu te uita obsesiv la ceas. Înainte de a merge la culcare, gândește-te la trei lucruri pozitive legate de ziua de mâine sau de locul de muncă. Ziua de luni, luptă sau fugi. Pe de altă parte, chiar și angajații mulțumiți de slujba avută. Pot trăi panica sfârșitului de săptămână la o intensitate similară cu cei care au avut dificultăți de adaptare, relații conflictuale sau alte obstacole de înfruntat la locul de muncă. Dacă este persistent și puternic, gândul reluării programului de lucru cu toate implicațiile lui inevitabile, oboseală, frământări și repetitivitate, determină stresul adică acea reacție involuntară de tipul luptă sau fugi, care pompează adrenalină în corp, ducând la creșterea pulsului și a tensiunii arteriale. Persistența grijilor orientate spre muncă face creierul să creadă că suntem în pericol și să elibereze cortizolul, hormonul stresului, astfel încât să ne țină mereu în alertă. Cum putem opri invazia grijilor insistente pentru a întâmpina cu forțe proaspete ziua de luni? Strategia optimă este să recunoaștem valoarea metodelor clasice, dezvoltate în jurul unor curate, printre care Activitatea fizică Deși idealul ne îndeamnă să respectăm cu un program regulat de activitate fizică, știința nu descurajează nici tentativele firave de a renunța la sedentarism, încredințându-ne că până și 5 minute de mișcare zilnică pot reduce anxietatea. Un studiu din 2012 condus de Teresa lui Ambrose, profesor la Universitatea British Columbia, susține că antrenamentul cu greutăți îmbunătățește memoria și funcțiile executive ale creierului, responsabile de rezolvarea problemelor și luarea deciziilor, performanță ce ne întărește în lupta cu provocările zilnice. Ieșirea în natură Cercetările care vorbesc despre beneficiile timpului petrecut în natură sunt arhi cunoscute tuturor. Vestea bună este că nu trebuie să mergem prea departe pentru a ne bucura la propriu de ele, având în vedere că o banală plimbare de 10 minute în parc, reluată de 3 ori pe săptămână, scade nivelul de cortizol din organism. Simplul mers pe jos în spații verzi ajută la transpunerea creierului într-o stare de meditație. 90 de minute petrecute în natură, chiar și într-un cadru urban, duc la scăderea activității din zona cerebrală axată pe gânduri negative repetitive. Evitarea consumului de alcool. Alcoolul afectează tiparele normale de somn și reduce dramatic calitatea odihnei pe timp de noapte. Alcoolul consumat pe termen lung sau băutul mult într-o singură ocazie este asociat cu un risc crescut de depresie, autovătămare, sinucidere și violență. Deși scopul este contrar, realitatea contrazice intenția. Cu cât cineva bea mai mult, cu atât emoțiile lui negative, frica, furia, neputința, sunt mai dese și mai greu de controlat, ceea ce se reflectă și în raport cu locul de muncă. Deconectarea de la tehnologie Fundația Națională pentru Somn din SUA recomandă să întrerupem folosirea gadgeturilor cu cel puțin 30 de minute înainte de a merge la culcare. Lumina albastră emisă de ecranele dispozitivelor electronice suprimă secreția de melatonină, hormonul responsabil de ritmul circadian, ce reglează ciclurile de somn și trezire și recurgem la telefon, laptop sau televizor ca la o variantă bună de relaxare, utilizarea lor pe parcursul serii afectează calitatea somnului. Pentru maximă siguranță, indicat este să nu contaminăm dormitorul, spațiul nostru vital de refacere, cu elemente de tehnologie și să păstrăm electronicele în afara camerei, inclusiv televizorul, mai ales atunci când vrem să pornim săptămâna într-o notă plină de energie. Păstrarea unui jurnal. Scrisul introspectiv are impact terapeutic asupra celor ce își rezervă timp pentru el, declară specialiștii. Punând pe hârtie lucrurile care ne preocupă, cauzele de îngrijorare, dar și motivele de recunoștință, ne va fi mai ușor să înfruntăm necunoscutul zilei de luni, chiar dacă elanul trebuie resuscitat în regim de urgență. Deși poate părea o joacă de copii, păstrarea unui jurnal ne face mai optimiști mai bine ancorați în realitate și mai pregătiți să facem față bolilor. Stimulează sistemul imunitar, fiind un adevărat prieten în momentele noastre de deznădejde. Atenția acordată somnului La adulți, necesarul de somn trebuie să atingă o medie de 8 ore pe noapte. Centrele pentru controlul și prevenirea bolilor din SUA constată că o treime dintre americani dorm mai puțin de 6 ore pe noapte. Nici românii nu excelează la acest capitol. Din studiul realizat de Dynamic și citat de Forbes, descoperim că 68% dintre angajații români dorm mai puțin de 7-8 ore pe noapte. Situația amplifică efectele anxietății legate de muncă, deoarece somnul insuficient afectează atenția, concentrarea, viteza de reacție, capacitatea de învățare și de rezolvarea problemelor. Din fericire, după cum poate învăța abilități noi, creierul își poate educa și nevoia de somn, în ciuda factorilor care îl îndrumă în altă direcție. Una dintre primele condiții pentru a ne forma o rutină eficientă constă în configurarea mediului, alegerea unei perne potrivite, a unei saltele confortabile, setarea optimă a temperaturii în cameră, îndepărtarea dispozitivelor electronice. Eliminarea luminilor puternice și a sunetelor deranjante, parcurgerea unui ritual relaxant anterior somnului, o baie caldă, citit, meditație. Cu toate că 65% dintre angajații români simt că nu se pot debarasa de obiceiurile rele, imposibilul este un fapt relativ atunci când vine vorba de schimbarea modului de viață, din dorința de a fi mai sănătoși. Și mai fericiți. În fața unor provocări care ne încarcă fizic și mental existența, depinde de noi să cultivăm acele comportamente capabile să restabilească echilibrul interior și să ne pregătească pentru orice munte greu de urcat, chiar și pentru cruda și insensibilă zi de luni.